Emisiune realizată în parteneriat cu Casa de Licitații A10 by Artmark, principala platformă de promovare culturală în piața românească de artă. Bine v-am găsit, oameni! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Tania, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Alături de noi este astăzi, după cum deja se vede, Tania Budi și știți că îmi place să dedic fiecare ediție să fac așa o dedicație specială. Dedicația de astăzi ar fi tinereții fără bătrânețe. Nu mai este un mister pentru nimeni deja. Tania Budi are o vârstă pe care nu și-o arată. Toate televiziunile, toți jurnaliștii vorbesc doar despre asta. Noi astăzi ne propunem să vorbim și despre alte lucruri. Cum ar fi numele tău? Știi că eu mi-am dat seama că nu știu care este numele tău adevărat și că întotdeauna am gândit că Tania Budi e așa un nume de scenă și vreau să te întreb, când te-ai hotărât tu să adopți alt nume? Pentru că știu că pe tine te numești, pe tine te cheamă Constanța. Ești originală din Constanța și te cheamă Constanța. Zic bine? Da, iar bunicii din partea tatălui mi-au spus Tania tot timpul, așa că în momentul de când în care... Mică. De când era mică, da. Și mi-a sunat mai, e mult mai sonor, are un sound mult mai frumos Tania Budi decât Constanța, e prea lungă. Și Budi este numele meu. Numele tău. Da. Sună într-adevăr foarte frumos Tania Budi. Tania Budi s-a lansat undeva în anii 90 la TV, este una dintre cele mai îndrăgite crainice TV, așa se zicea, nu, pe vremea aceea. Eram crainică la TV, dar înainte de am fost redactor prezentator pe vremuri foarte la început. Prin 91-92 am intrat. Și într-adevăr eram crainică și îmi plăcea foarte tare. Ce însemna? Și mie îmi place cum sună față de prezentator sau realizator, crainic. Era istoria asta a televiziunii de a pune pe post o doamnă, o domnișoară cu un șarm aparte, cu o dicție care îți spunea atât de frumos la ce trebuie să te aștepți dacă te uiți pe seara aceea. Și mie îmi plăcea obiceiul ăla și avea o căldură aparte, adică eu cred că dădea o căldură aparte postului și îl făcea mult mai... Era un ID de post, unul dintre ID-urile de post. La un moment dat s-a renunțat la crainici, asta cred că prin 97. Da, destul de repede așa. Da. Aveai încă de atunci o voce foarte caldă, cum și acum o ai, și pe mine mă surprinde asta la tine, că tu ești o persoană... totdeauna calmă, adică indiferent ce s-a întâmplat și oricând te-am auzit dând declarații, e adevărat că ești foarte rezervată, adică nu declari oricând orice, dar atunci când ești chiar abordată cu subiecte sensibile sau poate care nu-ți plac, așa ești foarte, cum faci să ai acest calm? Cred că am învățat să trec peste și să ocolesc foarte calm aceste subiecte, nu e... În momentul în care consider că nu e treaba nimănui răspunsul meu la acea întrebare, pur și simplu nu răspund și mi se pare foarte corect să spun, pare rău, dar nu prea e treaba voastră. Adică eu cred că sunt în măsură și sunt singura în măsură să știu care este viața mea intimă și care e aia publică. Ai făcut parte dintr-o generație de... vedete TV până la urmă. Așa le spunem tuturor celor care apar la TV. Sigur că e o formulă care nu e neapărat corectă sau fericită, dar să trecem peste amănuntele acestea. Ai făcut parte dintr-o generație de vedete TV atunci, imediat după 90, și ai rămas, cum ar veni, o trecere acum de la o generație la alta. Ți se pare că noua generație din televiziune nu ți-a mai oferit nimic care să-ți convină ca să rămâi în televiziune? Pentru că tu practic te-ai retras din lumea televiziunii și din câte mi-aduc aminte te-am auzit declarând că ai făcut asta pentru că nu te-ai mai regăsit în oferte care să-ți placă din toate punctele de vedere. Și ăsta este un motiv, nu neapărat cel principal, pentru că eu după ce am fost crainic am avut și destul de multe emisiuni, am prezentat la Perechea Potrivită până la cea cu teatru, de film, chiar am avut proiecte. Am avut și nu știu ce concurs, dar eu nu, așa în fața camerei nu sunt un spirit ludic. Eu sunt mai așa, dacă îmi place un umor mai british, mai englezesc, așa, eu nu sunt genul ăla foarte
explozivă în fața camerei și nici nu doresc. Și nu m-am, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere nu m-am regăsit, dar între timp începusem să joc și din 94 când am avut un rolișor, rolișor destul de ok într-un film artistic. După care am început cu niște seriale și am început la 40 de ani, am început să fac facultatea de teatru. Pe care dintre ele ai făcut-o? N-am terminat-o. N-am terminat-o pentru că, nu știu, nu m-am motivat suficient. Și începusem de ceva vreme și cu afacerile, cu fratele meu și îmi dădeam seama că o iau pe o cale care material nu mă susține foarte mult. Și a trebuit într-adevăr să mă gândesc, pentru că într-o meserie ca actoria, dacă nu ești sub trup și suflet acolo, cu totul, 100%, nu 99%. Da, e ceva care te absorbe cu totul, nu trebuie, poți să faci. Poți să devii un actor mediocru dacă nu te implici cu totul. Dacă te implici cu totul, prin exercițiu, poți să devii și cu puțin talent, normal, că fără talent nu poți, dar poți devii un actor foarte bun și mie nu-mi plac jumătățile de măsură. Voi știți că Tania Budi a urmat cursurile facultății de matematică? Eu când am aflat am rămas așa, wow, nu mă așteptam la asta, n-am făcut niciodată conexiunea asta. Spune-mi, de ce ai dat-o la facultatea de matematică? E prima facultate, nu? Pe care ai avut-o în vizor. Prima. De ce? Imediat după liceu am dat odată, nu am intrat din prima și abia următorul an, când examenul a fost mult mai greu, am intrat pentru că m-am ambiționat foarte tare. Dar ai fost întotdeauna atrasă de matematică? Logică. Adică pentru mine nu trebuia să învăț la matematică, aveam o logică foarte solidă și mi se părea destul de simplu, adică mi se părea simplu să înveți. Și în liceu nu aveam notă mai pomenite, că am fost un suflet liber, așa de fel, dar eram un elev bun și învățam, adică știam ce trebuie să știu, știam. Și care parte din matematică ți-a plăcut mai toată, mult? Toată, și geometria, și algebra, și analiza matematică, toate îmi plăceau foarte tare, foarte tare. Mie mi se pare greu cum sună deja așa, analiză matematică. Stai să vezi materiile din facultate, că eram matematică pură. Da, era. Îți doreai să devii profesoară de matematică? Asta aș fi devenit, practic, și mi-am dat seama, pentru că în anul 2 de facultate începusem să dau niște meditații. Și nu aveam răbdare, adică spuneam despre o formulă simplă de 3 ori elevului și ea peste 10 minute nu știa. Și îmi iau de minți. Adică nu. Am zis, ok, nu sunt pedagog, adică un pedagog fără răbdare nu e pedagog. Am zis, wow, ce vreau eu să fac acum? Da. Dar de ce ți-ai dorit să, cum să zic, să faci această facultate? Era, era în familie cineva care avusese această înclinație sau? Și apoi în viață, chiar dacă tu nu ai profesat ca profesoară de matematică, simți că ți-a ajutat la ceva ce ai făcut în facultatea de matematică? Niciodată nu am avut o memorie excelentă și la mine trebuia să se, cum să zic, să fie totul foarte logic ca să prind rezultatul sau să prind rezolvarea sau să pot să învăț. Și am mai încercat, eu m-am gândit la un moment dat să dau și la medicină, am început să învăț biologia și chimia, nu prea intrau în mine, adică nu intrau la nivelul ăla de medicină. După care am gândit la drept, am încercat să învăț 2-3 lecții de ce aveam noi în liceu, de, mă rog, nu puteam să țin minte termenii ăia și a zis, măi, mă duc acolo unde țin minte și n-am nicio problemă. Și am, bine, ușor nepregătită prima, cu toate că la bacalaureat m-am dus, că nu știu, am uitat să fac nu știu ce exercițiu mic, dar am uitat și m-am ofticat, că altfel ar fi avut 10. Și m-am dus la mărire, că am avut 8-5-10, cum să iau eu 8-5-10? Nu. Pe vremea aceea se făceau meditații, adică copiii... Făceam meditații și eu și făceam și la fizică și la matematică, da. Da. Ai finalizat? Ai luat licența în matematică? Nu. Și apoi ai dat la ce facultate? Imediat după matematică la jurnalism. Care nu mi-a plăcut niciodată, să știi. Eu credeam că dacă vrei să fii... A, tu ai dat la jurnalism pentru că erai în lumea televiziunii, da, și ai zis că e firesc să vii să completezi. Ceea ce mi-ar trebui. Da, nu, eu cred că pentru televiziune un om trebuie să facă teatru. Pentru televiziune e numai comunicare. Și fără teatru, sau mă rog, dacă ești foarte nativ cu teatru în tine, poți să faci, dar dacă nu ești, eu cred că dacă vrei să faci televiziune, trebuie să duci să faci teatru. Dar cum ai ajuns tu, uite, să spui că ai debutat
ca da. Prezentator. Cum te-ai gândit tu să te duci la un casting? Probabil nu, mă gândesc. Cum ai aflat de casting? Cum te-ai dus? Cu ce gând? La un moment dat, eu prezentam deja un spectacol unde Cătălin Botezatu era regizorul spectacolului și la un moment dat mi-a zis că a venit cineva care se ocupă de sunetul unei mari televiziuni care a apărut pe piață și că dacă nu vreau să merg cu ei, să vizitez și această televiziune. Am mers acolo și știu că exact cu 2-3 zile înainte mă uitam acasă la televizor și am văzut acest post și am văzut că are prezentatoare, iar eu, sincer să fiu, cam de copil am fost atrasă de crainicele televiziunii române, adică le urmăream cu o plăcere, deci era așa ceva. Era de un farmec. Avea un farmec și îmi doream mult, adică mi-aș fi dorit mult să pot eu să cred fac că, același eu cred că dacă lucru. S-ar reintroduce acum ideea asta de crainic cum era atunci, și cred că ar prinde... Cred că i s-ar potrivi postului național. Da, așa. Da. Și m-am dus acolo și întâmplător am văzut-o pe doamna Doina Anastasiu, care era acolo atunci. Și peste două zile m-am dus, am urcat în autobuz, că pe vremea aia mergeam cu autobuz. M-am dus la Băneasa acolo, de la postul de la bun început. Am vorbit cu doamna Anastasiu, m-am dus în audiență la director. Pur și simplu, eu sunt studentă la jurnalism și aș vrea să fiu redactor, prezentator, că am văzut că aveți prezentatoare și cred că mi-ar plăcea lucrul ăsta. Și de fapt, domnul director m-a trimis la Doina, am dat o probă cu dumneai. În ce a constat proba? Proba m-a pus în fața unei camere și mi-a pus câteva întrebări și a vorbit liber. 2-3 minute, cred că a fost. M-a sunat a doua sau a treia zi și mi-a zis că sunt angajată. Ce crezi că te-a făcut să fii iubită de cei care au dat proba? Felul în care arătai, telegenia sau farmecul cu totul? Ce ți-au zis ei atunci? Măi, uite, te-am ales pentru că ai avut ochii foarte albaștri sau... Întotdeauna când mă uitam la televizor și îmi plăcea ceea ce văd, vedeam un chip armonios, un farmec, dar vedeam și o dicție și o voce. Numai așa, cu un complex de factori, putea să mă atragă cu adevărat. Și eu știam că am o voce puternică, cu un timbru destul de special și că am și o dicție nativă, n-a trebuit să lucrez la ea, cu toate că ulterior am lucrat și cu doamna Coralia, care nu mai este printre noi, și am mai lucrat cu cineva, dar nu mai țin minte numele. Așa că am făcut și făcând lecții de dicție cu doamnele respective, mi-am dat seama că nu suntem chiar atât de bine la capitolul dicție. Am mai avut ce să mai învăț după... Facultatea de jurnalism ai finalizat-o sau? Deci pe asta ai lăsat-o. Deci, până la urmă, n-ai finalizat, de fapt, niciuna din cele trei facultăți, mele, că eu așa sunt și în viață, știi? Foarte puține, mai mult, în afară de business-uri, n-am finalizat nimic, nici relațiile, nici business-urile, nici... Le las, că mă plictisesc. Ai fost într-o permanentă căutare, dar ți-a și plăcut că ai descoperit. Nu vreau să mă plictisesc, nu. Dacă deja ceva începe să mi se pare monoton sau mi se pare că nu mă duce unde chiar vreau eu, mă retrag. Cred că facultatea de teatru aș fi putut să mă ducă unde îmi doream, numai că nu mi se părea că e suficient, nu neapărat din punctul de vedere al profesorilor, că am avut profesori minunați, cât aveam o parte din colegi, erau foarte talentați, dar erau și mulți oameni, știi cum e la facultățile cu plată, care nu erau chiar pentru această meserie și trebuia să repetăm cu toții, nu ai cum să te dezvolți într-un mediu în care nu este totuși la... cu o ștachetă mai ridicată, știi? Și nu mi s-a părut că aș avea de câștigat dacă eu aș face și aș termina facultatea. Mi se părea doar că pierdeam niște ani. Ce ai descoperit în facultatea de teatru, ce nu știai despre tine? Pe mine. Cu totul. Mi se pare fantastic, adică actoria în sine mi se pare cea mai frumoasă meserie de pe pământ. Să poți să fii 1000 de oameni într-o singură viață, pentru că în momentul în care ești actor bun, te duci și intri în
măduva oaselor personajului, adică te duci pe dedesubt profund și n-ai cum să nu te transpui destul de mult. Teatru sau film? Ce ți-ar fi plăcut mai și mult? Și teatru și film. Și teatru mi-ar și plăcut, film. Da. Și ai făcut seriale TV, că ai apărut, da. Ai avut câteva am apariții, câteva apariții, da. Te-ai dus la castinguri în perioada aceea când erai în facultate sau imediat nu, după? Nu, facultate sau? Nu, după. Uh-huh. După. Ce-ți plăcea, ce-ți displăcea la faptul ăsta de a merge la castinguri? Că e greu pentru un actor să se tot ducă la castinguri și să tot nu le ia și să... Sunt multe povești așa, s-au dus la 50 și abia la 51. Da, majoritatea poveștilor cred că sunt așa. Uh-huh. Nu, asta cred că e deranjant. Când vezi că e foarte multă lume și te tratează așa ca pe vite, știi, hai tu, exact, lumină proastă, tu. Exact așa. Și nu, atunci nu, dacă n-am puțin, adică nu... nu. Uh-huh. Îmi deranja demnitatea că nu-mi place. Bun, ai avut aceste căutări și până la urmă, într-adevăr, ți-ai găsit, să zicem, ai pus rădăcini în lumea de afaceri. De ce, de unde și până unde? Iar îmi vine să te întreb dacă ai în familie oameni de afaceri. Adică cum s-a întâmplat că aici ți-ai găsit? Fratele meu era ofițer de marină și nu i-a mai plăcut să navige. Și... s-a apucat pur și simplu la început de un băruleț, după care bărulețul a avut foarte mare succes, s-a extins, s-a extins și în momentul în care a trebuit să se extindă înspre un club, atunci am intrat și eu pe filieră, cum să-l spune, pentru că București cu toți prietenii mergeam în cele mai fancy cluburi, restaurante, locuri foarte trendy și în ultimii 20 de ani chiar sunt multe locuri care acum nu mai sunt la modă, dar... au fost niște istorii în, hai zice, mondenitate, mie îmi place termenul ăsta, mondenitatea asta a Bucureștiului și știam cu ce se mănâncă, mai ales că lucrând în televiziune știam cum ar trebui să arate o scenografie. Clubul este, cum să zic, sau un restaurant, trebuie să creezi o scenografie acolo. Și practic. Tu ai avut întotdeauna grijă să aduci la clubul pe care îl aveți în Constanța trupe, evenimente, mi-aduc aminte că au fost ani buni în care era în când permanență era, un mare eveniment acolo. În ce an te-ai alăturat așadar în afacerile cu fratele tău? Cred că prin 2005, 2005-2006, cam așa, da. Da, și uite că acum, de când cu pandemia, această zonă Horeca a avut destul de mult de suferit. Dă-mi voie să te întreb cum a fost pentru voi, care au fost soluțiile de supraviețuire pe care le-ați găsit și ce s-a întâmplat practic. Cluburile au murit de tot, dar eu am și un restaurant cu o terasă imensă, terasa a funcționat mai tot timpul, am fost închiși doar... pe perioada în care a fost carantină, am aplicat și la un fond european, la grant, măsura 2 și chiar l-am obținut pentru că eram în parametri și ne-a ajutat foarte mult pentru că având restaurantul într-un mall, chiriile nu s-au oprit să meargă cu o foarte mică, un foarte mic discount. Și, cum să zic, a fost un ajutor mare cu fondul grant, adică am trecut cu bine peste. Dar ar fi fost posibil, fără acest fond, să nu pot să trec peste hopul ăsta. Cum decurge o zi din viața ta ca patroană de restaurant, nu? Până la urmă. Da. Ce presupune? Cât ești de implicată sau ai început deja să delegi din responsabilități? Am niște manageri care, pe lângă faptul că sunt și prieteni, au și învățat bine ce au de făcut, am o încredere foarte mare în ei și mă ocup, mă duc, dar nu-mi place să stau pe capul lor foarte mult, în schimb intru și mă mai cert așa, că mai găsesc lucruri și găsesc tot timpul, în special în bucătărie, lucruri care nu-mi convin. Dar e foarte greu să găsești oameni în ziua de azi. Trebuie să-i instruiești pe cei pe care ai, pe care îi ai și e greu și cu instrucția asta că nu-și mai doresc să muncească foarte mult oamenii. Și nu-mi dau seama cum supraviețuiesc dacă mă întrebi. Tu mănânci doar de la restaurantul tău? Mă gândesc că e comod să ai restaurantul tău și practic ai bucătarul tău, nu? Și gătește tot ce-ți place ție.
tu faci selecția personalului și mă refer aici în mod deosebit la bucătar. Eu am ultimul cuvânt de spus. La șef. Și meniul, ce specificare, să zic așa? E un, fiind în mall, e un fast food de lux. Adică sunt lucruri fast food, dar nu sunt healthy. Adică eu, în primul rând, țin foarte tare la sănătatea mea și n-aș face nimic ce n-aș mânca eu. Eu, cei drept, nu prea mai mănânc carne. Extrem de rar. În meniu am și carne, dar n-am ce să fac, că dacă scot carnea, Constanța nu este un oraș atât de cultivat gastronomic încât să... Nici București. Bine, România, în România, sine, da, cred că e o țară carnivoră. Exact. Nu e. Și am și hamburger și da. Sunt făcuți acolo, sunt cu carne proaspătă, sunt, adică nu ca ceilalți care au congelături de 20 de ani și le vine tirul din America sau de unde le vine. Deci, garantezi așadar pentru produsele pe care le ai în meniu discuție. Și mi-ai ridicat mingea la fileu, acum trebuie să te întreb despre diete și secrete de astea despre siluetă. Bun, mi-ai spus că ai început să renunți așa încet, încet la carne și mănânci foarte, foarte rar. Foarte rar. Ai spus că e un fast food de lux, adică tu mănânci fast food, că nu se vede, adică... Da, cantitatea e mai importantă decât cantitatea. Ceea ce mănânci, da. Poți mănânci orice, cantitatea e ceea ce trebuie să reglezi, nu ce mănânci. Care este acel fel de mâncare în fața căruia n-ai rezista orice ar fi? Slăbiciunea ta cea mai mare? Ochiul cu cartofi prăjiți. Și cât de des mănâncă Tania Budi ochiul cu cartofi prăjiți? Odată la 2-3 luni. Îți faci tu sau mergi? De obicei îmi face mama, că mama mi le face exact așa cum vreau eu și eu pot să mi le fac, dar sunt ușor mai leneșă când e mama în preajmă și dacă tot apuc să mănânc la mama aceste ouă cu cartofi prăjiți, nu mai mănânc și acasă, că aș putea și eu foarte bine mersi să mănânc și acasă. Vorbeam despre mâncare, despre ouă ochiuri și pentru că suntem în perioada asta de Paște, vreau să te întreb dacă îți place să gătești. Chiar cum petreci tu Paștele? Pregătești cozonaci? Nu. Nu gătești, nu? Nu. Deloc? Nu. Dar îți comanzi aceste produse sau le mănânci doar făcute de mama acasă? De sărbători, Paște sau Crăciun, aproape tot timpul și... Dacă nu, chiar tot timpul suntem într-adevăr la mama acasă. Și mama de o vreme nu mai gătește miel, că i-am interzis noi să mai cumpere un animăluț din ăla frumos tăiat. Pentru că mi se pare un gest foarte primitiv să mănânci miel de Paște. Îmi pare rău, eu cu inima sunt acolo, sunt, cum să zic, cu spiritul, nu cu mâncarea. Adică, ok, da, un cozonac face, mai... Face mâncăruri normale, mama de Paște. Face un drop de legume, așa, și ce mai... Ouă. Ouăle colorate, vopsite, da, îți plac vopsește în ce culoare? Ouă, toate culorile. Particip culorile. La vopsit ouă? Nu prea. Când erai micuță, îți plăcea? Da. De atunci nu. L-ai pus vreodată ouăle în ciorapi cu frunzulițe? Așa făceam cu bunica. Nu știi de metoda asta să pui... Știu, normal că știu, dar nu m-a preocupat niciodată. Acum îmi dau seama cât e de funny să pui un ou într-un ciorap și să-l scufunzi într-o vopsea. Și cum petreci sărbătorile de Paște, în afară de masa asta în familie? Da, masa în familie. Mergeam de obicei, biserica fiind foarte aproape de casa mamei mele, mergeam până la biserică la 12 noaptea, luam lumină, ne întorceam. Acum am prieteni, stau la prânz cu mama, seara ne vedem. Ieșim până la biserică, luăm lumina, ne întoarcem și nu știu în ce discotecă să mergem anul ăsta, că nu se poate. Dar sigur, mergem la cineva acasă, așa cum facem de obicei. Suntem toți vaccinați, testați, nu avem niciun. Dar ce a însemnat pentru tine anul ăsta 2020-2021 cu toată pandemia asta și schimbările care... O experiență, nu tocmai urâtă. O experiență. Ai mai apucat să călătorești? Am mai plecat așa, dar puțin. Ce îți lipsește cel mai Bulgaria. Mult din tot ce s-a întâmplat până la izbucnirea pandemiei și acum nu mai poți? Eu sunt o persoană destul de solitară și îmi place lucrul ăsta, adică mă simt foarte bine. Cel mai bine mă simt eu cu mine. Eu cu mine și cu oțelul meu. Deci e mai happy decât atât, pentru mine nu există nimic. Nici poate doar petrecerile cu prietenii unde râdem și ne dăm peste cap.
Dar, ai fost întotdeauna așa, o persoană solitară sau în timp? Da, de când da, nu. Întotdeauna, de când sunt mică, așa am fost. Da, și îmi place mult, adică am ce face tot timpul. Citesc, mă uit la filme, ies cu cățelul, alerg, mă plimb ori în șir. Nu, eu cu mine sunt fantastic de bine. Lumea din jur, dacă mai pun câte o poză sau cum mai înscrie careva, tot singură. Hai pe serios. Dar nu mai ești singură, știu că ești într-o relație sau nu știu dacă relația mai este, dar știu că te-am auzit relativ recent declarând că ești într-o relație cu un bărbat care are jumătate din... Nu mai sunteți împreună? N-am știut. Da, într-adevăr, ai fost o persoană destul de discretă cu viața ta personală și asta înseamnă că nici nu te-ai afișat toată ziua bună ziua cu câte cineva. Da, nu prea m-a afișat, era un premiu în presă când prindeam un paparazzi cu tine și cu mulți cineva. Mulți au fost falși, adică erau prieteni sau ceva. Exact, sunt sigură că multe au fost speculații doar pentru că... Atâta urățenii mi-am auzit de și cu oameni pe care nu-i cunoșteam. Deci ți-a venit vreodată să fugi din țară, să poți să trăiești și tu unde să nu te mai întrebe nimeni, să nu te mai caute? Am stat la Londra vreo 2 ani și chiar mă gândeam, numai că... Nu știu, e altă energie aici. Sunt, chiar dacă mă văd, poate am avut perioadă în care mă vedeam foarte rar cu prietenii și mă gândeam, uite, bine mersi, puteam să stau în străinătate. Și nu e adevărat. Cât știi că e la un colț de casă cineva, e mult mai safe interior așa decât când știi că la mii de kilometri. Chiar dacă nu te vezi, chiar dacă... Și nu, îmi place, adică chiar dacă nu-mi plac multe lucruri despre România, îmi place să trăiesc aici. Are altă vibrație față de locurile alea frumoase în care mă duc din când în când. Dar nu ți-ai dori așa totuși să nu te știe toată lumea? Pentru că sunt sigură că tu nu poți să te duci nicăieri, acum, nici la piață. Acum măștile astea ce ușor e. Eu cred că ți recunoaște toată lumea și glasul și ți recunosc da, și ochii. Da, da, nu da, cineva de la scapi. Casă, de la magazin, într-adevăr aveam masca și am zis, știu vocea. Plus că și părul, adică ești ușor recunoscut. Să știi că mie îmi plac măștile astea, mi le pun până aici, ochelari negri de soare și am și câte o căciulă în cap. Când vreau să mă consider în altă țară, ies așa pe stradă și n-am nicio treabă decât mă dă de gol câinele. Cum se întâmplă că totuși nu ai reușit să îți găsești acea relație pe sufletul tău? Da, pe mine mă enervează cei care o caută. Mi se pare tâmpenie să cauți o relație. Nu. Eu cred că dacă e să întâlnești, dar nu mai jumătatea sau oameni în general, că e un prieten, că e o prietenă, se întâmplă. Nu am nicio treabă cu chestia asta și hai că nu-ți închipui că nu întâlnesc destul de des oameni care îmi plac și mă plac și ei pe mine și încercăm să ne cunoaștem sau, dar poate că nu e suficient ceva și totul este foarte calm și că mă întorc eu la mine unde îmi place foarte tare, știi? Și poate e altă încercare peste o lună sau poate mai curând, deci nu, am o viață plină și îmi place să încerc și să cunosc oameni și de multe ori... Știu de la bun început că n-o să fie ceva, de multe ori zic că stai să văd. Între timp am prietenii cu care ies tot timpul și distracția mi este asigurată. Dacă ar fi să numeri prietenii foarte adevărați și apropiați, câți ar fi ei așa la număr? Vreo 5. Care au rămas alături de tine, indiferent da, majoritatea s-a întâmplat, sunt și cu care de poți mulți să fii ani, tu așa cum fără ești secrete. Tu, fără absolut nicio mască de da, niciun da, fel da. Nu? Da. Da, în ceea ce privește visele, până la urmă viața e așa plină de foarte multe vise, unele se împlinesc, altele nu. Care a fost cel mai mare vis al tău care s-a împlinit? Eu nu am avut vise. Niciodată? Nici când erai copil? Nu, nici când eram copil, nu. Sau dorințe din astea pe care vrei tu să... Nici dorințe. Așa, dorințele, cred că, da, când am venit, veneam ce-i drept să mă meditez la matematică înainte de a da examenul, veneam în București la un unchi de-al meu care era profesor la aeronave și la Politehnică și... Treceam cu autobuzul sau cu ce circulam eu pe vremea aia pe lângă Universitatea din București. Ziceam, wow, ce mi-ar plăcea să fiu și eu aici, să intru în clădirea asta și să fiu student aici, mamă. Și am fost.
După care am trecut prin fața clădirii televiziunii române și am zis, wow, ce meserie frumoasă, o doamnele alea superbe care apar seara la 9 și vorbesc ele despre filmele, serii și așa mai departe. Ce feminine sunt și ce meserie fi feminină, mi-aș dori să am o meserie ca asta. Ei, iată că am avut-o și pe asta. Deci, visele, ce drept dacă poți să le numești, astea au fost visele mele. De atunci nu mi s-a mai întâmplat să trec într-un loc să zic, wow, aici mi-aș dori. Așa că, nu știu, eu cred că... Și acum dacă ar fi să te întreb, ce ți-ai dori foarte mult să se împlinească? Să conturăm acum împreună un vis. No, visul meu este să fiu fericită, lucru care mi se și întâmplă, pentru că fericirea asta vine din echilibru și din faptul că până acum am pus niște lucruri pe picioare, bine de tot. Știu eu cu mine cu cine am de-a face și mi-e ușor să obțin tot timpul exact ceea ce vreau. Sunt fericită, am oamenii pe care mi-i doresc în jur. Spune-mi care sunt, uite, mă interesează mai mult decât secretele tale de frumusețe pe care le găsiți pe YouTube, pe toate bossurile tale. Mă interesează mai mult secretele acestui echilibru pe care cred că ți l-ai găsit tu. De unde vine? Din faptul că ai clădit un business și că îl menții singură sau din relația foarte apropiată cu fratele, cu mama? De unde îți iei această stare de bine și acest echilibru? În foarte mulți ani de zile am căpătat și eu un know-how al afacerii pe care o am, pentru că nu le știi pe toate de la început și te lovești și încerci și iar tu iei. Cred și că iar prima faci. Dată parteneriatul cu fratele tău a fost mai mult pentru că tu fiind persoană publică l-ai ajutat, după care cred eu că te-ai băgat și în afacere propriu-zis, ceva, nu? Da, cam așa ceva a fost, într-adevăr. Și eu având cunoștințele la București, am adus arhitectul de la București care a făcut un design, care designul ăla a cucerit toată Constanța pe vremea când am făcut primul club. Și într-adevăr am venit cu foarte multe sfaturi de la muzică. Eu cred, artistică. Având foarte mulți prieteni muzicieni, cultura mea muzicală nu era de aici de acolo, adică era una sănătoasă și am crescut cu ei practic, prieteni buni și mulți. Și aveam o cultură muzicală, iar un club e, cum să zic, succesul lui. Eu cred că dacă mă întreb, 90% e muzica, nu designul, nu... Și serviciile, normal, dar muzica ține business-ul ăsta ca lume. Și ne-am implicat aici și la început eu, după care și fratele meu foarte tare, ne-am implicat amândoi și pe muzică și pe multe alte lucruri. Că e... Apropo de vremea aceea de la început, cum ai venit, de când ai început tu să fii partenera de afacere a fratelui tău, mi-aduc aminte că erai aproape noapte de noapte în club, mai ales verile. Ani de zile. Ani de zile, da. Mulți. Te resimți după perioada aia atât de... Nu, m-am odihnit, m-am revenit, nu. Și atunci... Dormeai ziua, mă gândesc, ca să poți să faci față. Nu puteam, mă culcam la 7 dimineața și la 10 eram în picioare și nu mai puteam să adorm. Și a doua seară, la 11, trebuia să iau din loc și când mă ridicam așa să fac un duș și să plec de acasă, eram, Doamne, te rog frumos, nu știu, nu vreau. Și trebuia să... Mă duceam acolo, mă întâlneam cu prietenii și o luam de la capăt. Și tot până la 7 dimineața stăteam. Și iar veneam și iar duceam. Dormeam până la 10 dimineața, după care a doua zi eram ruptă, până seara stăteam așa la televizor și seara dormeam și dormeam o noapte ca lumea. Adică dormești tu o noapte pe săptămână, vrei să zici? Nu, de luni până vineri dormeam. Vineri, sâmbătă, duminică. A, weekendul era mai bun. Spuneam de echilibru, așadar, da. Echilibrul ăsta... Echilibru vine din know-how ăsta pe care l-am învățat și mi s-a... l-am dobândit în timp. După care, că, practic, se împarte în două, profesionalul și personalul. Personalul am văzut că tot început să... erau lucruri care nu îmi plăceau la mine. Adică m-a întrebat, dar de ce eu reacționez așa când eu sunt o ființă cerebrală și n-ar fi trebuit să reacționez așa la problema respectivă sau la omul respectiv? Sau că aveam tot felul de lucruri în care, de ieșiri, să zic așa, nu erau cine știe ce, dar nu mă regăseam eu pe mine în alea. Și am început să citesc foarte mult psihologie, subconștient. Am început să înțeleg că toate reacțiile astea ale mele sunt niște programe downloadate de când noi eram copii până în 7 ani și că subconștientul e cel care începe dezvoltarea de la 0 ani până la 7 ani,
iar conștientul intră la 3 ani, până la 20 de ani și abia are timp să șlefuiască, ceea ce pe emoțional toate sunt deja foarte bine inoculate și clare. Mm-hmm. Și dacă vrei să schimbi ceva la tine, nu poți să schimbi de pe o zi pe alta, ci prin a lucra cu tine zi de zi, mai nu, sau a elimina din jur, pentru că practic cine scoate cei mai rău din tine? Omul nepotrivit. A eliminat din jur și orice om nepotrivit. Și nu cumva crezi că până la urmă vin în viața noastră exact oamenii care trebuie să exorcizeze parcă anumite lucruri din noi, nu? Că trebuie să vină omul care să apese butonul ca tu să fii nevoit să depășești. Cu o inteligență emoțională mai șlefuită n-aș fi ajuns să am nevoie să mă exorcizeze cineva și n-ar trebui, pentru că e un consum foarte mare. Și cred că aproape cu toții am trecut prin aceste exorcizări de care ți-ești tu, că întâlnim oameni potriviți destul de des. Bine, eu învățând să-i mai citesc din prima, nu mai m-am eliberat. Cred că până ne cunoaștem mai bine, întâlnim numai oameni nepotriviți care să ne ajute parcă tocmai să ne cunoaștem din păcate, mai bine. Din păcate, da. Și după aceea, în sfârșit, te simți și tu așa înfiptă pe două picioare și... Și știi, așa știi mai repede, mă, aici nu vreau să mă împrietenesc, că e ceva care o să scoată ce e rău din mine. E mai, mai ok. Bine, și... să nu cădem nici în extrema aia, să ne fie frică de oameni și să ni se pară că toți sunt... Nu. Eu n-am căzut în extrema aia, din fericire, dar e pericol, într-adevăr, că te sperii la un moment dat, măi, dar stai un pic... E vorba, știi, că nu neapărat sunt oameni răi cei care ne scot din sărite și ne fac să nu mai fim noi. Nu sunt oameni răi, nu e comunicarea ce trebuie, este un vibe. Nu rezonăm pozitiv cu ei, nu știu, e ceva. Că sunt, nu știu, mulți, mă uit în spate, știi, prieteni sau foste relații. Nu îi văd de acum, nu, sunt niște oameni ok, dar am răbufnit sau, mă rog, nu erau pentru mine. Că sunt o groază de prietene cu care nu mai... Crezi că ai greșit tu vreodată foarte tare într-o relație și că despărțirea a venit doar din cauza ta? Sau crezi că întotdeauna a fost o... Niciodată nu vine dintr-un singur loc, niciodată. N-are cum. Pentru că nu e iubire. Iubirea este tot timpul bilaterală. Deci nu poate să fie iubire acolo unde unul iubește și unde unul nu iubește. Dacă iubesc amândoi... Normal că greșesc amândoi, că e normal și uman și se greșește și se ajunge din aproape în aproape undeva unde nu se mai poate trece mai departe. Și dacă sunt făcuți, eu cred în relații forever. Eu cred că nu cred că e atât de greu. E doar o prietenie din aia care pe lângă iubire trebuie să se solidifice foarte tare. Dar nici nu cred că trebuie să stai acolo unde nu mai ești fericit și unde nu mai poți să-ți găsești fericirea la în simplitate. 53 de ani, Tania Budi este singură și mai e și perioada asta de distanțare socială și când teoretic trebuie să fii foarte rezervat. Te deranjează nu neapărat că ești, că știu că îți place singurătatea, tocmai am vorbit despre asta, dar ai totuși gândul ăsta că simți nevoia să fie și... nu, și ți-am zis mai devreme, nu, eu îmi trăiesc viața foarte ok și trăiesc, cunosc oameni minunați, cunosc bărbați mișto care ne flirtăm, poate n-am ajuns sau nu ajungem, sau, adică nu sunt, telefonul meu sună în continuu, nu sunt un om singur, adică pot să ies în continuu dacă ați vrea sau... Dar să văd, adică... Portretul robot al bărbatului care să o cucerească pe Tania din toate punctele de vedere. E mai mult un portret intelectual sau ce fel de portret ar fi? E și. Nu, nici fără, nici fără. Cred că inteligența primează umorul. Dacă nu râzi cu cineva, nu. Oricine ar fi, nu poți să ai o relație nici de prietenie. Și într-adevăr, da, de ce nu? Să arate și bine. Te-am auzit declarând într-un interviu că îți place să îl faci pe bărbatul de lângă tine să se simtă puternic, adică de asta și ești discret în viața personală, că te simți tu stânjenită când ești cu un bărbat care nu e o persoană publică și n-ar vrea poate să se expună, nu? Că îl faci pe el să se simtă... Au fost ceva probleme în trecut pe tema asta și...
acum, dacă sunt rețelele astea de socializare, la un moment dat nu prea mai ai cum să ții o relație ascunsă decât să o ții în primele luni, când nu știi ce se întâmplă, că poate mai e, că poate nu mai e, sau chiar dacă devine foarte serioasă. Tot dacă devine foarte serioasă, tot nu simți nevoia așa foarte repede să o arunci online, lucru care mi se pare foarte, foarte inteligent. Și adică, cel puțin în prima perioadă, cred că vreun an, e foarte bine să stea relația low profile. Pentru că atunci oamenii se cunosc din ce în ce mai bine și orice săgeată venită din afară poate să dăuneze. Pentru că unii oameni sunt influențabili. Te-ai gândit să înfiezi un copil? Da, da, încă nu. Ai vrea să faci pasul ăsta? Da, de ce nu? Da, dar nu e o chestie pe care se va întâmpla în curând. Încă sunt sufletul ăla rebel care pleacă și nu știi când vine înapoi acasă și nu pot să fac lucrul ăsta nici cu cățelul meu, dar rămite cu cățelul. Chiar ce faci cu cățelul când trebuie să pleci? O las la mama, la Constanța. Da, copilul e altceva. Care este următoarea vacanță la care visezi, apropo de la cald, la soare, la plajă, la... De când ai mai fost într-o vacanță? De câteva luni. Unde ai fost? La Istanbul. Istanbul. Se circulă normal? Atunci, da. Acum atunci, nu mai știu. Chiar înainte de Revelion am fost parcă. Și da, a fost super fain. Lume multă, pe străzi, peste tot. Bine, acum înțeles că e problema mare la ei cu virusul ăsta. Că incidența a crescut foarte tare și că sunt niște restricții destul de... Dar atunci nu eram. Și ne-am distrat... Foarte, foarte bine. Ești genul de om care se hotărăște azi să plece mâine în vacanță sau îți plănuiești? Nu, nu plănuiesc niciodată. Și eu tocmai vreau să te întreb ce vrei să faci peste 10 ani, dacă te-ai gândit așa cum va fi Tania peste 10 ani. Niciodată nu m-am gândit. Niciodată. Pentru mine există azi. Nu există nici măcar mâine, că mâine mă duc să o duc pe Judy, Judy cățelul meu, să o duc la spălat și tuns. Dar atât. Sau poate peste o lună, cine știe ce mai am programat de nu știu câtă vreme, dar în rest nu. Nu. Ne apropiem de final. Vreau să te întreb, cum te-am întrebat despre vise, acum vreau să te întreb despre dezamăgiri. Care e cea mai mare dezamăgire sau cea mai grea perioadă din viața ta peste care ai trecut și cum ai trecut? Nu știu, cred că a fost o perioadă după ce am întrerupt televiziunea și nu găseam locul în direcția business-ului pe care începuse deja fratele meu, aș fi vrut să găsesc ceva care să-mi placă, dar care să nu fie televiziune și nici să stau la Constanța. Și n-am găsit o vreme și știu că nu a fost o perioadă tocmai bună în care îmi doream să-mi găsesc ceva și nu... Pe vremea aia aveam tot felul de... Aveam foarte multe voci pentru reclame, mai făceam reclame, mai aveam contracte din astea de invitată la televiziune care se plăteau foarte bine pe vremea. Adică n-am avut așa o problemă, dar nu mă regăseam pentru că nu știam exact ce vreau. Și... Acum știi ce vrei, dacă ar fi să... Da, vreau confort financiar ca să pot să fac tot ceea ce vreau eu în viața de zi cu zi. Nu vreau să mă extind, cu toate că aș putea și chiar mi se spune lucrul ăsta. Am deja un brand care... pot să-l extind foarte mult, dar mie deocamdată mi oferă un confort financiar și timp pentru mine. Ne-am apropiat într-adevăr de final, mai sunt câteva secunde. Vreau să-mi dai o definiție a omului. Emisiunea noastră se numește Oameni și îmi place să culeg de la invitați o definiție. Ce înseamnă să fii om cu adevărat? Om pentru mine este cel care iubește animalele. Lucrul ăsta îmi spune cel mai mult despre un om. Mie nu-mi plac oamenii care nu iubesc animalele. Cel mult, adică cel puțin să le respecte, dacă nu le iubește. Mi se pare că aici văd totul, 90% cel puțin. După care caracterul. Și în viață consider că totul este despre oameni. Orice loc nu este despre loc, este despre oameni. Orice întâmplare nu este despre lucruri, este despre oameni. Și... dacă mă duc într-o vacanță, nu mă întreba unde mă duc, că nu-mi pas. Întreabă-mă cu cine mă duc, să spun dacă o să fie bine sau nu. Oamenii înseamnă suflet pentru mine. Punct.
dacă n-au suflet, nu sunt oameni. Adică sunt un fel de ființe mergătoare. Mulți babuini. Foarte frumos spus. Mulțumesc mult, Tania Budi. Oamenii înseamnă suflet. Vă urez Paște fericit și să ne vedem cu bine. Realizată în parteneriat cu Casa de Licitații A10 by Artmark, principala platformă de promovare culturală în piața românească de artă.